Hristos a înviat. Bun găsit la o nouă întâlnire de conștiință, doamnelor și domnilor, dragii mei. După ridicarea restricțiilor pandemice, oamenii în sfârșit au putut să-și recupereze evenimentele. Se organizează petreceri, se organizează nunți și botezuri. Slavă Domnului! Simțeam nevoia să ne întâlnim, să ne îmbrățișăm, să cântăm, să ne bucurăm. Dar la orice petrecere, aproape la orice petrecere, se cântă obsesiv un refren, anume: cu ce m-am ales în viață? Sigur că aș putea să și fredonez, dar nu e cazul. Cu ce m-am ales în viață? Ce am mâncat, ce am băut și pe cine am strâns în brațe? Și se repetă obsesiv, ca un principiu filozofic de cârciumă. Sigur că acest refren amintește de o afirmație celebră a Sfântului Apostol Pavel: dacă morții nu înviază, dacă Hristos nu a înviat, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Nu. Omul nu este făcut doar ca să consume materie și timp și apoi să moară ca un prost. Și apoi să eșueze trist la cimitir. Nu. Omul este creat de părintele lui ca, trecând prin timp și prin această condiție omenească atât de problematică, să descopere sensul, lumina și frumusețea. Slavă Domnului că avem printre noi și oameni, e adevărat foarte rari, cu atât sunt mai de prețuit, care creează frumusețe, care în jurul lor înfrumusețează spațiile, înfrumusețează timpul. Printre aceștia se numără și un foarte bun prieten al meu, pe care sunt onorat și foarte bucuros să-l am în emisiune, maestrul Eugen Petri. Bine ați venit la noi în emisiune și mulțumesc că ați acceptat fără nicio ezitare invitația mea. Mulțumesc foarte mult, mă simt onorat, sigur că alături de dumneavoastră într-o asemenea emisiune nu pot fi decât bucuros și fericit. Mulțumesc încă o dată. Sunteți un artist consacrat și recunoscut și în plan național și în plan internațional, în plan local nu mai spun că îi scoateți pe unii din minți, asta este un semn al reușitei, un semn... O măsură a succesului, cel puțin pentru artist. Da, îmi place expresia, dacă chiar îi scot din minți, măcar să-i scot cu folos, adică să vadă că totuși se întâmplă și trebuie să se întâmple ceva și în Ploieștiul acesta. Da, e clar că face lucruri extraordinare de vreme ce ați reușit să stârniți atâtea împotriviri. Pe mine mă spăimântă omul abrutizat. Și din păcate, într-o eră super tehnologizată, în care omul modern are impresia că este cel mai tare din istorie, că e cel mai emancipat, într-o asemenea lume, omul pare din ce în ce mai insensibil, din ce în ce mai puțin deschis la frumos. Sigur, nu e cazul să generalizez, dar cei mai mulți, și iată, din păcate, urbea noastră e un exemplu trist. Nu sunt pe frecvența frumuseții. Nu sunt pe frecvența luminii și a sensului. Cum reușiți să duceți această cruce grea? E adevărat că e și frumoasă, poate e mai frumoasă decât grea. Totuși, cum reușiți să duceți această cruce a luptei pentru frumos? Probabil e felul meu de a fi, tenacitatea care o am și când îmi propun ceva, nu mă las până nu realizez. Probabil și educația, pentru că vin dintr-un oraș supercultural, dacă pot să spun așa, Sibiul. Și iarăși un mic eșantion de cultură germană. Pentru că am avut prieteni germani, am avut șefi, am profesorul meu de sculptură, a fost neam, Sas, de fapt, și sigur am și luat
de la ei o anumită rigoare în ceea ce vreau să fac și, bineînțeles, o planificare, să spunem așa, destul de bună. Adică nu sunt matematic, însă sunt totuși organizat în ceea ce vreau să fac. Când, apropo de împotriviri, când Mântuitorul Hristos i-a scos din minți, asta e formula, pe mai mari zilei, i-au comentat în felul ăsta: cine e ăsta, ce nu știm? E fiul templarului, îl cunoaștem noi, fiul templarului. Ma, în zona Nazaretului, poate o să povestim, pentru că dumneavoastră ați familiarizat cu locurile sfinte. În zona Nazaretului, unde se afla casa lui Iosif, există încă păduri. Deși se spune că Iosif cioplea nu doar în lemn. Lemnul totuși era prețios, foarte prețios și la vremea aceea. Cioplea și în piatră. Copilul Iisus, adolescentul, știa să cioplească, știa să folosească dalta și ciocanul. Evident că ulterior a cioplit în oameni și a scos la iveală din materia aceea care nu era deschisă deloc către lumină, a scos la iveală frumusețea și chipul lui Dumnezeu din om. V-ați gândit vreodată la această asociere? Că întrucâtva dumneavoastră prelungiți lucrarea lui Dumnezeu? Sau ați avut senzația că Dumnezeu lucrează prin mâinile dumneavoastră? Da, adică știu că port un mesaj în mine și treaba aceasta, fără să fac paradă, dar pur și simplu vine permanent. Adică am abordat foarte multe tehnici, să zic așa, sau toate tehnicile posibile în sculptură. Și am simțit de multe ori că prin ceea ce fac, transmit sau modelez anumiți oameni care înțeleg sau percep mesajul meu în diferite forme. Foarte interesant, îți dai seama și de oameni, îți dai seama de nivelul lor de cultură, prin feedback-ul pe care îl primești, sigur, în dialog cu ei, după ce îmi văd lucrările. Și cred atunci că există o anumită lucrare, să vă parafrazez, o anumită lucrare care o insuflu în acei oameni. Pentru că eu cred că arta este mesajul dat de autor, de interiorul lui și, bineînțeles, de divinitate, prin abordarea pe care o are artistul. Când v-ați dat seama de acest mesaj care vă este adresat, omule, pentru a-l transmite celorlalți, din copilărie, din adolescență? Cum a început totul? Nu cred că a fost un moment când dau seama de acest lucru. Cred că a venit de la sine în timp, că am simțit o chemare, asta sigur că da, de când am fost foarte mic, adică de la grădiniță în clasele 1-4, atunci am început să desenez, să fac din lut, din prima dată din plastelină, pe urmă din lut diferite forme, pe urmă m-am dus la școală, în clasa 5 am intrat la liceu de artă în Sibiu și deja aveam acea manualitate și, sigur, imaginația pe care orice artist trebuie să o aibă. Și încet, încet, sigur, am învățat tehnicile și, pe urmă, am început să mă exprim în
în ceea ce privește sentimentul meu și ce vreau să transmit, ce vreau să să și arăt, dar să pătrund în sufletul omului. Și sigur, am realizat că se întâmplă treaba aceasta și este și pentru mine benefică. Adică cred că am o misiune pe acest pământ. Vreau să vă întreb ceva anume. Sunteți autorul unor cicluri de lucrări, așa l-ați intitulat. Aceste cicluri au fost programate sau sunt rodul unor experiențe ale acelor perioade de timp? V-ați gândit să construiți așa totul sau v-a venit pur și simplu din trăirile dumneavoastră, din ceea ce ați simțit nevoia să exprimați? Cu mici excepții, au venit pur și simplu aceste cicluri. Adică am avut ciclul clopotelor, la care nici măcar nu m-am gândit să fie un ciclu. Am realizat după ce am făcut niște variante și niște niște trimiteri la acel simbol care se numește clopot. Niciodată nu l-am făcut din alt material decât din lemn. Lemnul fiind cald și sunetul clopotului este iarăși cald. Deși clopotul se face din bronz, care este tot un material rezultat prin căldură. Pe urmă, celelalte cicluri, da, cum ziceam, acele excepții, a fost ciclul jazz, suflet și formă, care a fost un ciclu mai mult de din dorința de a arăta sau a mă exprima vis-a-vis de fanul de jazz din mine. De fapt, nu știu dacă este fan, să-l numim fan, sau pur și simplu o trăire, pentru că eu am făcut muzică de când am fost mic. Tata m-a dat la acordeon, am făcut 6 ani de acordeon, deci efectiv muzică, să zicem, profesionistă, pe note. După aceea am învățat la chitară. V-am auzit cântând, ca să spunem, da. Și pe post. Și pentru că în liceu de artă, în fiecare clasă exista un pian, am învățat și la pian, dar ca un autodidact, adică furam 10 minute în pauză să cânt la pian. Și bineînțeles că acest dor și drag, mai ales de jazz, mi l-a insuflat profesorul meu de sculptură, care era și membru al Vocal Jazz Quartetului din Sibiu. Și atunci a pornit această pasiune pentru jazz. Și sigur, aici am făcut, alături de Lucian Sabados, un club de jazz, adică am fost chiar în bord, am ajutat la realizarea acelor festivaluri care au fost extraordinare și, sigur, în continuare îmi place foarte mult. Această dorință și dragoste pentru jazz de a asculta m-a făcut să mă exprim și în profesia mea, adică să fac un ciclu al unor simboluri de jazz. Unii le spun instrumentiști, dar este o atingere înspre formele abstracte, dar în același timp sunt niște personaje. Dar cum e trecerea asta? Ce înseamnă vocația care, sigur, produce admirație? Pentru că e de neînțeles pentru omul care nu are această vocație. El, dacă e pe frecvența frumuseții, stă și admiră și se minunează. Să transpui armonia de pe partitură în piatră.
Asta e extraordinar. Să transpui muzica în piatră. Da, pentru mine e posibil. Adică, sigur mai puțin în asta piatră. Asta e vocația artistului. Mai puțin în piatră. Ce am făcut? Am făcut în bronz legat de muzică și de jazz. Dar asta este în tine, cred. Nu trebuie să o... să o nasc sau să o gândesc sau să o programez. Există în mine și pur și simplu așa aș început acest ciclu. Ia să fac niște încercări să mă exprim și în zona jazzului, prin sculptură, sigur că da. Și așa au prima dată niște simpli instrumentiști într-o anumită mișcare specifică jazzului, după care m-am dus înspre simboluri. Și am făcut o serie de 19 sculpturi și fiecare i-am făcut 3 replici. Adică și toate le-am dat, pentru că a avut și succes acest demers al meu și aceste sculpturi și sigur cu expozițiile de rigoare, deci pur și simplu a venit. Eu nu cred că sunt genul de om să-mi planific interiorul pentru a exprima ceva în sculptură. Rigoarea de care povesteam la început este în altă zonă, adică modul de a lucra, modul de a mă organiza, modul de a organiza, pentru că am organizat din punct de vedere tehnic, artistic, deci logistic în general, am organizat câteva simpozioane, adică simpozionul de la Caransebeș, de la Bușteni, un simpozion foarte greu în Palestina, chiar în teritorii, având în vedere situația politică, geopolitică din zonă. Și chiar și aici, la Ploiești, am pornit acest simpozion de sculptură care se desfășoară în Parcul Vest. Deci, probabil, educația, formația mea mai riguloasă de organizare a unor evenimente mi-a dat posibilitatea să fac asemenea lucruri, dar creația este cu totul altceva. Acolo sunt un pic mai dezorganizat în ceea ce privește, să spun, în a face niște teme impuse. Adică sunt multe simpozioane care au o temă și în momentul în care citesc tema, nu totdeauna mă atinge, nu totdeauna pot să-i dau drumul să fac înspre acea temă. Foarte greu. Și bineînțeles că de multe ori scap simpozioanele respective, neputând intra în zona temere care se cere. Și de onestitatea care vă caracterizează, pentru că mulți sunt oportuniști. Chiar și în domeniul acesta. Da, peste tot există oportunism, sigur că da. Dar în ceea ce mă privește, cred că e loc sub soare pentru fiecare. Uite că fac și o rimă. Și eu cred că știu ce am de făcut sau știu pentru ce m-am născut și unde să duc. Că a venit vorba, am ascultat mai devreme și de-aia am și zâmbit la un moment dat când povesteați despre perioada de început, de când erați la grădiniță, modelați în plastilină. Asta mi-a amintit de o povestioare care vine din tradiția noastră și care are protagonist tot pe Mântuitorul, care în Egipt, fiind refugiat, exilat din calea prigoanei, la un moment dat modela din pământ păsărele și apoi a suflat peste și păsările și-au luat zborul. Nu întâmplător, primul ciclu este cel al clopotelor. Cu clopotele încep orice slujbă, orice rugăciune, orice lucrare. Nu? Asta e o chestie.
Și e clar că n-ați programat nimic. Se pare că s-a programat de deasupra dumneavoastră acest început. Din care background-ul meu, ca să zic așa. Vă rog. Vă întrerup, adică vreau să vă spun că de fapt eu provin dintr-o familie de preoți. Străunchiul meu a fost mitropolitul Ardealului, care a fost surghiunit la Sighet. Unchiul meu a fost protopopul la Sibiu și fratele meu este preot. Deci, probabil în subconștientul meu a stat această simbolistică. Pentru că nu numai clopotele, mai am niște siluete care toată lumea știe că sunt ale mele, adică toată lumea la nivel mondial, între toți sculptorii care mă cunosc și cunosc, știu că sunt siluetele mele. Acele siluete sunt niște preluări din iconografia mănăstirilor care le avem și aceste bijuterii din România. Și acelea m-au inspirat la un moment dat și am preluat acest lucru. Sigur, ele acum apar ca niște siluete umane, le-am folosit în anumite compoziții, le-am dat sensuri diferite față de ce sunt ele la bază și care nu mai seamănă cu un sfânt sau o siluetă de martir, de sfânt. Nu, sunt cu totul altceva. Dar au în esență acest lucru, care probabil, iarăși, mergem la background-ul meu, la rădăcinile mele. E o lumină congenitală. Da. Domnule Eugen Petri, spuneți-mi, ați avut deseori prilejul să vă întoarceți pe urmele lucrărilor dumneavoastră. Vreau să-mi spuneți, cum e după ani de zile să vă duceți într-un loc departe, cum ar fi Statele Unite sau chiar Israel, și să poposiți în dreptul propriei lucrări? Care este primul impuls? Ajungeți în dreptul ei. Trebuie să fie ceva ce noi nu știm, o emoție anume. Vă vedeți creație, vă revedeți copilul. Da, sigur că da, e un sentiment fantastic. Dar, în același timp, trecând anii peste noi, de multe ori mă uit cu ochi critic la ceea ce văd și mi se pare mai bun sau mai rău. Eu am avut o experiență, eu zic că experiența vieții mele, am avut un bursă, un premiu, cum se numește, de la Royal British Society of Sculpture din Londra și am lucrat 3 luni în Pietra Santa. Din Italia, este orășelul, da, putem spune, burgul artiștilor. Adică localitatea are 3.000 de locuitori, iar în majoritatea anului sunt 6.000, adică încă 3.000 de sculptori din toată lumea. Acolo a cioplit Michelangelo și probabil există acel trend, acea modă. Dom'le, dacă mă duc în Pietra Santa, înseamnă că sunt sculptor. Eu am avut marele noroc și șansa, cred că nu numai norocul a fost, dar și competența profesională de a câștiga această bursă și am văzut acolo, am trăit aceste momente de creație liberă în orice fel de piatră. Atunci am și început să lucrez mai mult în piatră, după care au rezultat simpozioanele de sculptură monumentală, deci de la 2 metri în sus către 4-5. A fost experiența vieții mele acolo. Și am revenit îmbogățit spiritual, îmbogățit în ceea ce privește experiența
și ca să fiu și un pic mercantil, și îmbogățit cu niște pietre deosebite. Am niște blocuri de Carrara, de cea mai bună calitate, statuariu, care au sculptat toți marii sculptori. Deci a fost cu adevărat o experiență fantastică. Acestea cred că sunt momentele cele mai importante din viața unui artist. Să aibă niște repere foarte clare de unde a pornit altceva. Până atunci am lucrat foarte mult în bronz. Seria de jazz, niște busturi care au fost comenzi și așa, și niște încercări de ale mele pe alte teme. Zona regilor și așa mai departe. Dar după Pietra Santa, după acea experiență, a fost ca o explozie. Atunci am început simpozioanele în Caransebeș, timp de 10 ediții. Acolo am făcut acel arc al spiritualității creștine și Calea Sacră cu acele sculpturi cu apă. Unii le spun fântâni, dar eu le spun cu sculpturi cu apă. Deci sunt niște sculpturi pe care se prelinge apa. Cu trimiteri în zona sacră. După care, sigur, și în același timp, am început cu taberele internaționale. Am mai luat câte un premiu, adică a fost, de exemplu, premiu. Ce premiu? Da. Marele premiu pentru sculptură în Madrid, alături de personalități importante din lume și din țară. Adică, de exemplu, la literatură, premiul a fost acordat lui Varujan Vozganian. Eu pentru sculptură și mai era pentru pictură un japonez, pentru critică un spaniol care a și promovat foarte mult arta românească, foarte mult. Și bineînțeles, ziceam, printre mai câte un premiu, bineînțeles, am fost în foarte multe tabere internaționale. De la Estul Îndepărtat, Malezia, Thailanda, până la Vestul, să zic, Îndepărtat, Argentina, Costa Rica, Statele Unite. A fost așa un drum, să-i spunem, extraordinar de a vedea civilizații. Eu sunt avid să călătoresc și să văd lucruri noi, să am experiențe de toate felurile, de la cele culturale, spirituale, chiar și culinare. Ceea ce este extraordinar. Nu am refuzat niciodată nimic. Sunt unii care se tem, nu mă duc așa, nu zbor cu avionul, nu mă duc. Eu sunt fascinat să zbor cu avion, am zburat cu avioane de dimensiuni mici, cu elicopter, adică este, cred eu, o șansă a umanității, a oamenilor, să încerce orice este sublim și frumos în ceea ce ni se oferă. Și pentru asta trebuie să și lupți și să și accepți. Eu așa simt. Vocația zborului, de vreme ce vă bucura și de zborul cu elicopterul și de zborul cu avionul de dimensiuni mici. Am avut și un Icar. L-am făcut în mai multe variante. Unul care a stat câtva timp la Ministerul de Finanțe. Un Icar în lemn de 3 metri jumate pe 4 metri, dar am avut și variante în bronz. Dar Icarul este, de fapt, nu numai zborul, este sacrificiul. Crucea. Și crucea. E crucea. Da. E un fel de cruce, Icar. Da. O avantpremieră a crucii. Da. Și apropo de cruce, vreau să vă întreb ceva, sper să ne îngăduie timpul. Crucea are forma unei păsări cu aripile deschise,
care își ia zborul. Este extraordinar. Cum spunea concitadinul nostru, omul este o pasăre cu aripile crescute în interior. Mă refer, desigur, la Nichita Stănescu. Este extraordinar. Deci noi care suntem creștini și facem cruce când trecem prin dreptul bisericii, purtăm crucea la gât, avem vocația înălțimii, avem vocația zborului. Dumneavoastră reușiți să imprimați această vocație a zborului în lucrările dumneavoastră. Și acum vreau să vă întreb. O să trecem la niște lucruri mai puțin emoționante și frumoase. Condiția artistului în România. Ați avut experiențe extraordinare care v-au marcat, entuziasmul din tabăra de sculptură de acolo din Italia și din celelalte tabere v-au motivat extraordinar și v-ați întors acasă. V-a întristat, v-a tulburat, v-a ambiționat și mai tare această letargie a noastră, mai ales, hai să zicem direct, autorităților. Această indiferență, la Calea Sebeș a fost, înțeleg, o excepție fericită. Da, adică a fost un 10 ani. Primar care a fost extraordinar de deschis și cultivat. Chiar dacă uneori mai făceam lecții de istoria artelor cu el, dar... Cum era deschis să învețe. Dar a vrut și a programat și a spus, facem arcul în anul cutare, facem acele fântâni, sculpturi cu apă, în anul cutare. Pe urmă mi-a mai dat încă două lucrări să le fac. Adică i-a plăcut lui ceva și zice, ia pornește de la ideea asta, vreau să facem asta. Din păcate, nu peste tot am dat de asemenea oameni. La fel, la Canta Cuzino, în Bușteni, acel administrator, patron, extraordinar de deschis și realizează niște expoziții colosale, fantastic, de penetrante în sânul oamenilor simpli care vor și care au posibilitatea să vadă, să înțeleagă despre artă, despre mari artiști. Din păcate, aici nu am avut această rezonanță. Nu vreau să critic, nu vreau să spun nimic de rău, să nu se întoarcă împotriva mea, deși s-a întors de mult, dar avem conducătorii pe care ne alegem, din păcate. Și asta este situația, adică sunt niște potențiale fantastice aici. De multe ori compar în toate situațiile cu Sibiu, pentru că sunt născut, crescut până la 20 de ani, 23-25 de ani în Sibiu și în rest vieții trăiesc aici. Compar cu Sibiu pentru că este mult mai înghesuit ca și burg, mult mai mic ca și număr de locuitori. În schimb, are niște deschideri. Se întâmplă niște lucruri extraordinare acolo. Iar aici, cu potențialul care există, nu se întâmplă. Datorită, nu știu, intrigilor între partide, datorită lipsei de vocația conducătorilor, nu știu. Dar este păcat. Și am încercat și încerc în continuare, pentru că nu sunt omul care să mă las bătut. Și încercați și vă străduiți. Și încerc să lupt în continuare pentru a face ceva, să aduc în plus, să ridic zona în care eu trăiesc de atâția ani. O vedea cât de mult pot să... Și realizez. O dovadă clară a zbaterii dumneavoastră este apropiatul vernisaj pe care îl pregătiți de ceva vreme. Și înțeleg că va fi ceva de anvergură. Spuneți ceva despre apropiată expoziție? Da, este o expoziție care o să o deschid în data de 2 iunie. Deci acuși. Da.
De astăzi, într-o săptămână, la ora 17. Și cu această ocazie și invit cei care ne urmăresc. În data respectivă, de 2 iunie, este o expoziție, cred eu, inedită, pentru că nu s-au mai făcut asemenea încercări. Se numește Petri and Friends, adică Petri și prietenii. Sună a titlul de concert de jazz. Da, poate că există o influență ascunsă vis-a-vis de jazz, sigur că da. Da, și este o sumă de lucrări care îmi aparțin, adică din colecția mea, a unor sculptori care au fost în România și au lăsat niște lucrări monumentale. În același timp, mi-au făcut cadou niște lucrări de mici dimensiuni pe care le voi expune alături de lucrările mele. Mai mult nu vă dezvălui, invit totuși să vedeți, pentru că este una să povestești despre și alta este să vezi la fața locului. Dar va fi o chestiune inedită. O să am și pe pereți niște lucruri care chiar vreau să fie o surpriză. Iar în sală va fi un anumit concept făcut de o doamnă curator care a făcut istoria artelor și este la prima experiență. Se numește Luiza Bumbanac. Ah, ne știm foarte bine, sigur. Da, da. Și i s-a părut o provocare extraordinară. Mergeți pe, pe o mână fină. Ne înțelegem excelent și sunt convins că va ieși ceva de mare calitate și în același timp total deosebit de ce s-a întâmplat vreodată în Ploiești, cel puțin. Mai ales că în Ploiești nu prea se întâmplă lucruri. Da, expoziția, ca să închei, expoziția va fi itinerată. După Ploiești o duc la Mogoșoaia, la Palatele Mogoșoaia, după aceea la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, secția de artă, după aceea la Muzeul Bruckenthal din Sibiu, sigur, în Sibiu meu, cum zic uneori, și la anul viitor la Castelul Cantacuzino și cine știe, probabil mai găsesc deci altă locație. Vă pregătiți de acest pelerinaj cultural de anvergură și de durată. Care va începe, deci, pe 2 iunie în Ploiești? La ce sală? Iertare. La Galeria de Artă. Uniunii Artiștilor Plastici. Da. Ploiești. Da, abia așteptăm. Sigur. Expoziția este... Mai dezvălui ceva foarte... De fapt, am și spus... Este o expoziție, să spunem, internațională, legată de mine. Adică aduc creația unor artiști importanți din lumea aceasta vizibil, adică prin aceste sculpturi și sigur cu un mic CV și alte, cum am spus, surprize pe pereți. Vă felicit pentru întreaga dumneavoastră activitate. Avem nevoie de oameni repere, de oameni lumini, de oameni care să dea sens și farmec locului pe care îl marchează. În semn de mulțumire, domnule Eugen Petri, vă voi oferi acest aranjament floral. Sper să fie pe placul dumneavoastră. Acest aranjament conține mulțumesc un mesaj. Foarte mult. Cu drag, vă rog să desfaceți acel mesaj și să-l citiți în fața camerei. Adică să-l fac public. Vă rog. Ia să vedem ce surpriză mi-ați rezervat așa la sfârșit. Înseamnă că a fost un interviu plăcut sau era oricum pregătit. Era oricum pregătit. Am înțeles, da. Da. Viața cotidiană s-a degradat din cauza lipsei de cultură. Apropiați-vă de cultură. Ea ne face mai buni, mai umani, mai adevărați. Oh, este citat chiar din mine.
O mare surpriză. Mulțumesc frumos! Cu mare drag, da, m-am gândit că acest... Am recunoscut așa de la început un pic că, zic, sună destul de apropiat de ceea ce gândesc și simt eu. Dar când mai văd că este și al meu, mulțumesc! Cu drag. Am considerat că acest text vă reprezintă. Doamnelor și domnilor, căutați frumosul. Vă invităm, deci, la vernisajul acesta, care e pentru noi ploieștenii un eveniment. Pe 2 iunie, domnul Eugen Petri și prietenii vă așteaptă să vă dezvăluie multe frumusețe sau multe nuanțe ale frumuseții, așa cum sculptorul scoate din materia neînsuflețită frumusețea și lumina, așa și fiul templarului scoate la iveală din om ceea ce are el mai de preț și mai frumos. Lăsați-vă cizelați, lăsați-vă cultivați, căutați frumosul. Noi suntem ceea ce consumăm. Consumați frumusețe, consumați lumină, consumați sens, ca viața să vă fie mai senină și mai frumoasă. Hristos a înviat!